eu spre deosebire de poate alți colegi din platou nu pot să dau un comentariu de tip jurnalistic la acest mic eveniment sau pseudo-eveniment, pot doar să constat că da, acest tânăr ministru, aș evita să folosesc terminologia asta, ăla micu și așa mai departe. Hey, am zis și noi ironic, așa, până după, da. Este acum expresia aș... domnului Cristoiu, da. Nu, cred că și, aprins, cred că și Traian Băsescu a folosit-o. Se comportă în la poetic. Traian Băsescu după Ion Cristoiu. Bun. Ion Cristoiu a lansat-o într-un text, uite, o să știți sunăm pe Ion. Eu cred că important este să ne reamintim că domnul Daniel Constantin este într-un conflict de interese la Ministerul Agriculturii. Este important să spunem că România, statul român a pierdut prin Ministerul Agriculturii niște bani datorită unei operațiuni, să spunem, financiare pe care a orchestrat-o Voiculescu prin, mă refer la ICA, da? Prin acele terenuri din nordul capitalei. Este important să spunem că un ministru precum Daniel Constantin nu răspunde așteptărilor producătorilor. Mă întorc din Munții Apuseni, unde am vorbit cu producători de produse tradiționale, de pildă palinca sau alte produse. Oamenii aceștia sunt disperați cu adevărat, pentru că supraimpozitarea e o mare problemă. E vorba și de norma de venit care afectează pe țăranii astăzi în România, pe țăranii care suferă din cauza calamităților. E vorba deci de problema fundamentală a agriculturii pe care Grigore Cartean a ridicat-o și la care nu are niciun răspuns un om incompetent precum Daniel Constantin. De fapt, guvernarea USL este odiseea incompetenței. 24 de miniștri administrează aproape un faliment, ne-a spus-o și Muguri Sărescu. Unul dintre cei care administrează cel mai prost propriul său portofoliu este Daniel Constantin, ceea ce nu înseamnă că FNQ-ul e mai breaz la Ministerul Transporturilor. Această problemă sistemică mă preocupă și nu neapărat mica rivalitate între domnul Ion Cristoiu.